apărut, acum am vorbit de apărut în prima ediție la Editura Univers în 1996, reluată cu o prefață de Cristian Vasile și cu un argument nou al meu și cu o treime din volum lărgit la Editura Humanitas în colecția istorie contemporană. Este prima biografie, chiar dacă nu sistematică, a lui Gheorghe Gheorghiu Dej, sau ce puțin așa cred eu, și de asemenea conține studii traduse din limba engleză pe tema comunismului dinastic, concept pe care sunt printre primii care l-am introdus, nu fac parte dintre cei care spun eu sunt primul care a spus acest lucru. Prefer să spun sunt printre primii și să admit că în genere e loc ca anumite teme să fie dezvoltate simultan de mai multe persoane, pentru că există un univers epistemic, toți ne inspirăm din univers de valori. Eu nu știu cine s-o fi spus înainte de mine, dacă am spus-o, îi voi recunoaște întotdeauna cu de plină gratitudine, prioritate. Deci, și este o tentativă de a explica tranziția de la Dej la Ceaușescu, cum s-a putut, cum a avut loc succesiunea, care este relația între perioada Dej și perioada Ceaușescu a comunismului românesc și mai ales se cheamă fantoma lui Gheorghiu Dej, ca să explic puțin acest lucru. Este o variațiune pe titlul unui eseu celebru de Sartre, de fapt a apărut în două nume din Letal Modern, după 56, după Congresul 20, care se chema, în franceză masculin, Le Fantôme de Stalin, fantoma lui Stalin. Și atunci am scris și eu fantoma lui Gheorghiu Dej, pentru că așa cum s-a dat fantoma lui Stalin a bântuit mișcarea comunistă internațională și stânga internațională și continuă să le bântuie, mișcarea comunistă s-a mai atrofiat, dar stânga internațională nu. Și tot așa fantoma lui Gheorghiu Dej bântuie imaginarul colectiv și memoria colectivă românească până în momentul de față.